Bună ziua, doamnelor, domnilor! Permiteți-mi să salutăm presa. Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi și astăzi la ședința ordinară a Consiliului Județean. Înainte de a deschide lucrările ședinței de astăzi, aș dori să omagiem personalitatea celui care a fost Gheorghe Dumitroaia, director al Complexului Muzeal Județean Neamț, prin păstrarea unui moment de reculegere. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, permiteți-mi să declar deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Județean Neamț, pentru care ați fost convocați în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, numărul 215/2001. Înainte de toate, avem o intervenție a domnului consilier, domnului vicepreședinte a Consiliului Județean Vasiliu, și dorește ca înainte de începerea lucrărilor să ne spună un mesaj. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați oferit ocazia ca să fac un anunț public. Cred că este un gest de onoare și demnitate care a trebuit să-l urmeze orice politician care a ales o altă opțiune în ceea ce înseamnă drumul său politic. Vreau să mulțumesc conducerii Consiliului Județean, dumneavoastră, stimați colegi, de plen, pentru cei 4 ani petrecuți și cu bune și cu rele. Doamnei secretar a Consiliului Județean Neamț, doamnei Soroceanu, pentru că am considerat că este un om de bună credință și un specialist în ceea ce face domnia sa. Și nu în ultimul rând presei, pentru modul în care a evidențiat vertical și onest activitatea politică petrecută în județul Neamț în ultimul timp. Vă rog să înțelegeți, mai ales în săptămâna patimilor, că politica făcută cu prea mult patos, cu ură, cu patimă, dăunează grav sănătății. Vă doresc tuturor ce să înțelege și să dea bunul Dumnezeu să ne vedem cu bine și în următorul mandat. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Da, anunț pe această cale demisia mea din funcția de consilier județean și de vicepreședinte, pe care o voi depune la registratură. Mulțumesc și succes! Și noi mulțumim. Vă dorim drum bun în activitatea politică și succes! La fel! La ședința de astăzi absentează doamna consilier județean Crăciun Venera. Constatând că la această ședință sunt prezenți un număr de 31 de consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție, la care se adaugă președintele Consiliului Județean Neamț, declar ședința ca fiind legal constituită. În conformitate cu prevederile legii 215/2001 a administrației publice locale, supun spre aprobare conținutul procesului verbal al ședinței ordinare desfășurată în data de 23 martie 2016. Cine este pentru? 31 vor fi, pentru că domnul Tomuleț văd că nu e în sală încă. Deși a semnat pentru, a semnat, da, pentru prezență. La intrare a semnat. A semnat la prezență. S-a rătăcit pe undeva? Îl sun acum, pe, o fi la toaletă. Uitați-l, e la fix. Da. La 31 de voturi pentru. Nu, 31. Să fim îngăduitori. Da. Cine este pentru? Supunem aprobării. Procesul verbal, domnule consilier. Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. De asemenea, supun spre aprobare conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare desfășurată în data de 28 martie 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și comunicată dumneavoastră, astfel încât nu o să-i adaug citire. Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu încă un proiect, și anume proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unei unități de cult din județul Neamț, aparținând cultelor religioase recunoscute în România.
Propun ca acest proiect să fie analizat la punctul 32 în ordinea de zi, înaintea punctului de diverse, care devine punctul 33. Fac precizarea că acest proiect a fost transmis astfel încât să poată fi dezbătut și avizat în ședințele comisiilor de specialitate. Supun la vot propunerea... Vă rog. Vă rog. Aș solicita o lămurire la proiectul de proiect de la punctul 19, respectiv acordul de asociere cu revista timpului. Nu am absolut nimic împotrivă la acest acord, dar consider că finalitatea și gama activități care se demează în care este motivul pentru care noi astăzi, la fel pe ordine de zi, cu 6 luni înainte. Cu timpul. Așa după cum bine știți, și anul trecut am aprobat un proiect de hotărâre prin care am alocat o sumă și ei, de la o etapă la alta, așa întocmesc documentele. Deci nu a fost altă intenție să o punem pe o listă de prioritate. S-a terminat perioada contractuală, chiar în luna februarie, cred. Retragerea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi și să lăsăm pentru o ședință următoare cu două de luni înainte de luna de zi. Dar sunt anumite activități care se întâmplă acum. Sunt niște etape intermediare, niște preselecții, niște care până la evenimentul final. 45 de zile înainte, de asta fac mențiune. Păi a fost primul an când ne-am asociat și noi. Nu. Consiliul Județean s-a asociat. De-a lungul anilor nu au mai alocat nicio sumă. Da, a fost rugămintea mea. Bine, mulțumim. A fost punctul dumneavoastră de vedere. Mergem mai departe. Supun la vot propunerea de suplimentare. De suplimentare a ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Supun la vot proiectul ordinii de zi cu noua numerotare. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a trece la primul punct al ordinii de zi, secretarul județului dorește să facă o precizare. Permiteți-mi să vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dacă aveți un interes personal în probleme supuse dezbaterii și votului de astăzi, aveți obligația să anunțați la începutul ședinței, nerespectarea acestor prevederi legale, atrăgând nulitatea absolută a hotărârii adoptate. Mulțumesc. Vă mulțumim. Trecem la primul punct al ordinii de zi. Unde este înscris proiectul de hotărâre privind validarea? Nu particip la vot la proiectul numărul 21 și 30, da? La proiectul 21 și 30, domnul consilier Lupu nu participă. Da. La primul punct al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind validarea unei persoane ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț. Invit Comisia Juridică să prezinte raportul de avizare la acest proiect. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A ieșit și domnul Vișan, deci 31. Cu 31 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. La punctul 2 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 100/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? 32. Abțineri? Vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 3 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de formare a membrilor Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? 32. Abțineri? Vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 4 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind încheierea unui parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect.
Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? 30. Abțineri? Vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 5 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordarea drepturilor aferente copiilor, elevilor, tinerilor cu cerințe educaționale speciale, speciale integrați în învățământul de masă. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun, dacă aveți intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Abțineri, domnul Constanțe. Cu 31 de voturi pentru și o abținere, hotărârea a fost adoptată. La punctul 6 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Doamna președintă, aviz favorabil, cu mențiunea că toate aceste documente și hotărâri care deja le-am aprobat au fost discutate și aprobate și în colegiul director la Direcția Copilului. Vă mulțumesc. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, vă mulțumesc. 32. Cu 32. 31 că a ieșit domnul Vișan iarăși. Domnul Vișan a ieșit din nou. 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 7 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind emiterea acordului pentru închirierea unor bunuri din domeniul public al județului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Doamna președintă, aviz favorabil, cu rugămintea ca în anexa numărul 1 să se menționeze valoarea terenului de la poziția 3, în sensul că... Da, nu e. Nu e aici, la următor. Da. Aviz favorabil. Aici, da. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Da. La următor. Aveți intervenții, dacă este cineva? Nu, vă mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? 32. Cu 32 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 8 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unor terenuri în proprietatea județului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget, Administrare Patrimoniului. Cu scuzele de rigoare la precedenta hotărâre, deci să adăugăm în anexa numărul 1 și să fie și ca amendament la acest proiect de hotărâre, valoarea terenului tratată de 1.000 de metri pătrați, respectiv 134.000 de metri. Și total va fi 991.120.700. Amendament. Da, da, da. E amendament. Da? Da. Supunem la vot amendamentul domnului consilier Pușcașu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? 32. Cu 32 de voturi amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? La urbanism. Da. Scuzați. Comisia Urbanism? Și Juridică. Comisia Juridică. Scuze. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? 32. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 9 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind preluarea în administrarea a unor tronsoane ale unor drumuri județene. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget, Administrarea Patrimoniului. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 10 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru utilizarea zonei de siguranță a drumurilor județene. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă.
Abțineri? Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. La punctul 11 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind închiderea circulației publice pe un trosom de drum județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget, Administrarea Patrimoniului. Comisia Urbanism. Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Abțineri? 32. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 12, vă rog un pic, vă rog. La punctul 12 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 13 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 14 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Salvamont Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 15 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la managementul complexului muzeal județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Întrucât la acest proiect de hotărâre se propune desemnarea unui director interimar al la această instituție, este necesar să recurgem la un vot secret. Vă prezint următoarea procedură de vot, prevăzută de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț. Fiecare consilier va primi un buletin de vot pe care este înscris numele persoanei propuse. Intrând în cabina de vot, va fi barat printr-o linie orizontală numele candidatului dacă persoana care votează nu dorește să îl aleagă. Pe buletinul va rămâne nebarat numele persoanei propuse dacă dorește să îl aleagă. Supun la vot această procedură. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 32 de voturi pentru. Procedura de vot secret a fost aprobată. Cu permisiunea dumneavoastră, lăsăm spre sfârșit, ca să mergem la procedura de vot. Eu singur în nominalizare a domnului Ciprian Dorin. Da, Nicola. Este o singură nume, da. Discutăm atunci. La punctul 16 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene Gete Chirileanu Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 17 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcție ale Spitalului Județean de Urgență Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. De înainte de a intra la avizare, întrucât de la data în care a fost pregătit proiectul de hotărâre și până astăzi a avut loc o ședință a Consiliului de Administrație care a avizat propunerea Comitetului Director de reorganizare a unor compartimente din cadrul Spitalului Județean. Urmare a auditului efectuat de către compartimentul de specialitate, așa cum ați putut constata și dumneavoastră în vizitele făcute la Spitalul Județean, au existat niște disfuncționalități în ceea ce privește funcționarea serviciului de achiziție, aprovizionare și transport.
S-a constatat că nu este corect ca și achizițiile și aprovizionarea să fie într-un același compartiment. Și Comitetul Director, cu avizul Consiliului de Administrație, propune înființarea serviciului achiziții, serviciu aflat în directa coordonare a managerului. Pe cale de consecință, celelalte servicii, birouri, se transferă la serviciul de achiziții, transport, aprovizionare și tehnică. Este vorba doar de o relocare a personalului și înființarea unui șef de birou de aprovizionare. În aceste condiții, cred că și apreciem că activitatea de achiziții și de aprovizionare se va desfășura în condițiile legii și vă propun acest amendament. Mulțumesc. Supun la vot amendamentul domnului consilier Dan Constantin. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură Sănătate. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 18 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului de Îngrijire și Asistență Oșlobeni. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 19 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Asociația Revistei Timpul Iași în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 20 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Doljești în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Cu apelul zic și eu la colegii noștri consilieri județeni, dacă primăria ne va invita, într-adevăr este o acțiune deosebit de interesantă. Eu am fost acum vreo 4 ani într-o asemenea acțiune la Adjuteni, Comuna Tămășești. Este foarte interesantă, e organizată de Biserica Romano-Catolică, vin din toată țara, 4-5.000 de musafiri. Este o acțiune într-adevăr mare, foarte interesantă. Mulțumesc! Mulțumim. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 21 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Ecvestru, Piatra Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Activități Sportive aviz și de Agrement. Aviz. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Da, 31. Împotrivă? 31. Abțineri? Cu 31 de voturi pentru și o abținere. Nu, o neparticipare. O neparticipare. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 22 al ordinii de zi este înscris proiect de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Colegiul Național Petru Rareș Piatra Neamț din județul Neamț în vederea realizării unei proiect de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Învățământ Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 23 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat în vederea realizării unui proiect de investiții de interes județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice, Turism. Aviz favorabil.
Disfavorabil. Comisia Urbanism, Protecția Mediului. Disfavorabil. Comisia Juridică. Dacă aveți intervenții, astăzi nu prea sunteți vorbăreți. Supun la vot proiectul de hotărâre. Ați obosit, dragi consilieri județeni. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 24 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical, aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Avizabil. Comisia Cultură. Avizabil. Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 25 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31 martie 2016. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil cu apelul, poate începând din luna mai, să zicem că trimestrul nu a fost mai greu, că a fost și iarna, dar nu chiar așa de grea, să insistăm mai mult pentru realizarea veniturilor proprii, pentru că procentul nu ne avantajează și de aici și o serie de aspecte privitoare la ce trebuie să mai facem. Deci cu apelul, în perioada următoare, mult mai multă activitate pentru a atrage fonduri. Mulțumesc! Mulțumim! Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. La punctul 26 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții alimentare cu agent termic, bloc operator și pavilion chirurgical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură Sănătate. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. La punctul 27 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru a abrogarea anexelor la hotărârea Consiliului Județean Neamț numărul 75/2012 privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul adunărilor generale ale acționarilor ale unor agenți economici de interes județean. Invit Comisia Juridică să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Supun la vot. Aviz favorabil. Nu pot. Supun la vot proiectul de hotărâre, scuzați. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. La punctul 28 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind împuternicirea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul adunărilor generale ale acționarilor ale unor agenți economici de interes județean. Invit Comisia Juridică să prezinte raportul de avizare la acest proiect. Vă mulțumesc, întrucât la acest proiect de hotărâre se propune desemnarea unor consilieri județeni în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, unor agenți economici la care județul Neamț este acționar, este necesar să recurgem la vot secret. Vă prezint următoarea procedură de vot prevăzută de regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Neamț. Fiecare consilier va primi un buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabina de vot, din lista candidaților vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește să îl aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele candidatului sau, după caz, al candidaților pe care dorește să îl aleagă. Supun la vot această procedură de vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 32 de voturi pentru, procedura de vot a fost aprobată. Vă invit să faceți propuneri spre a fi înscrise pe buletinul de vot. Vă rog. Poftiți. Ai adus în atenția colegilor noștri solicitarea mea și a grupului PNL de a avea o reprezentare cât mai transparentă și echilibrată în cele două societăți, respectiv Banca Serb și Trolebus.
sens în care propun următorul lucru, pluriandru, în atenție. Pentru societatea APASER, un reprezentant al PND-ului, că trebuie să încep cu PND-ul, un reprezentant al PSD-ului și unul al unui PR. Mi se pare un lucru normal, firesc și transparent. Iar pentru societatea Prolegutu, doi consilieri de la PNL, doi de la PSD și unul de la UNPR. Rog, colegii... Doi reprezentanți de la? PNL, PSD și unul UNPR. Rog, măcar în al 12-lea ceas, să respectăm dacă se mai poate pune în discuție și algoritmul și nu în ultimul rând să dăm dovadă de o normalitate și moralitate. Așa vom face. Vă mulțumesc foarte mult. Până la această oră și-au exprimat dorința să facă parte din companie, ca membru în adunarea generală a acționarilor, trei colegi de-ai noștri, consilieri județeni, domnul Dan Vasile Constantin, domnul Radu Tudorel și domnul Mircea Pintilie. Dacă mai sunt și alte propuneri. Unde n-am trebuit? La PASER. La PASER. Da, grupul consilierilor PNL propune pe domnul consilier într-o lanțetorie. Deci nu vom face așa. Mi-a spus deci, că așa noi avem... vom face așa. Păi așa vom face. Avem pe domnul Pintilie. Da? E în regulă. Să rugăm tehnicul să facă... Deci, și dacă mai sunt și alte propuneri. Deci Dan Vasile Constantin, Radu Tudorel, Mircea Pintilie și Andronache Florin. Și, dar nu, a spus că îl acceptă pe domnul Mircea Pintilie. Suntem la ședință. Eu vă spun în felul următor, propunerea grupului... Am înțeles. Florin Andronache, întrucât domnul Mircea Pintilie nu este membru PNL. Dar noi avem nevoie doar de trei persoane, da? Da. Am înțeles. Deci din patru o să rămână trei. Luca și o singură intervenție. Domnul Mircea Pintilie nu e canalul ăsta. Glumește cu dumneavoastră. Noi vorbim de pe hârtii, domnul consilier județean. Nu, nu, nu. Glumește cu dumneavoastră. Haideți să dăm dovadă de sobritate aici, că totuși suntem în plen. Pentru Societatea Comercială Troleibuzul S.A. Și-au exprimat dorința să candideze pentru a reprezenta adunarea generală a acționarilor domnul Neculai Pușcașu, domnul Mihai Alexandru, domnul Tomules Ciprian, Cristian, domnul Sandu Constantin și domnul Costache Lupu. Dacă mai sunt și alte propuneri. Grupul PNL propune de domnul Taparade și domnul Mișan. Corect. Taparade și Mișan. I-ați întrebat dacă doresc? Dacă nu ați întrebat, nu ați întrebat. Nu i-am întrebat eu, dâns și au venit cu propunerea. Domnul Pușcașu, Mihai Alexandru, Tomuleț Cristian, Sandu Constantin, Costache Lupu, Tapalagă, domnul Tapalagă și domnul Vișa. Deci completăm buletinele. Completăm buletinele, multiplicăm și... Și o să mergem și cu directorul de la... Și cu domnul director interimar, interimar de la Complexul Muzeal. Mergem mai departe. Mergem mai departe. La punctul 29 al ordinii de zi s-a înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț, numărul 29/2016, privind aprobarea contribuției județului Neamț la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala Neamț, pe anul 2016. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură Sănătate. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 32. Cu 32. Da, 2-2. Dar acolo nu lipsește lângă domnul Vișan. Cine? Doamna Crăciun. Doamna Crăciun. Cu 32 de voturi pentru hotărârea a fost adoptată. Doamna Crăciun e dincolo. Nu, acolo e doamna Crăciun. La punctul 30 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Neamț pe anul 2016. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil cu două amendamente, dacă îmi îngăduiți, amendamente venite tot din partea colegilor noștri consilieri județeni și anume. Permiteți, da? Vă rog. 1.
Spitalul Județean de Urgență, prin adresa numărul 10.998/2016, solicită modificarea listei de dotări astfel. Solicită unitate de electrochirurgie, se modifică aparat unde scurte, pompă perfuzie, unitate dentară, lampă și analitică cu lider dublu. Se va modifica în mod corespunzător anexa numărul 3 la hotărârea Consiliului Județean prin rectificarea bugetului pentru 2016. Și a doua solicitare, diminuarea secției de dezvoltare, lucrări iercan la bloc operator cu suma de 1 milion lei, deci 1.000 lei, și suplimentarea secțiunii funcțiune cu aceeași sumă pentru cheltuieli de întreținere și funcționare. Se modifică în mod corespunzător ambele anexe de la bugetul. Ați înțeles amendamentul? Supun la vot amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 32 de voturi, amendamentul a fost aprobat. Comisia juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 31, că e o neparticipare. 31 de voturi pentru și o neparticipare. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 31 al ordinei de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru aprobarea caietului de sarcini privind delegarea operării depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov. Supun la vot proiectul de hotărâre. Aici nu am... Da, avize. Comisia Servicii, Urbanism și Juridic. Da, Comisia de Buget, Servicii și Proserit. Comisia Servicii Publice, Comisia Urbanism, Comisia Juridică. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost aprobată. La punctul 32 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unei unități de cult din județul Neamț, aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil cu abținere. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, vă mulțumesc. 30. Cu 35. O abțineri, 30. Deci cu 32 abțineri. Cu 30 de voturi pentru și 2 abțineri, hotărârea a fost adoptată. Mergem la procedura de vot. Da. Termin și după aceea la diverse. Avem la diverse, îl avem aici pe domnul director Dughir, împreună cu... Era în sală. Este domnul director Dughir aici? Este în spate. Da? La solicitarea grupului PNL trebuie să ne reprezinte, să ne prezinte un raport privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția. Vă rog, dragi consilieri. Dar nu s-a terminat. Făcut o solicitare grupul PNL și s-a transmis aveți un răspuns. Un raport pe care trebuie să vi-l prezinte domnul director grupului PNL, da? Și mai avem la diverse raporturi privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței debitorului Drupo Neamț. Da? Ce-a cerut domnul Bourceanu. Aici ați cerut dumneavoastră, domnule consilier Bourceanu. Are treaba. Auzi, doamne, știți că am atenție distributivă. Sunt multe întrebări. Dacă mai sunt și alte întrebări, dacă nu trecem la procedura de vot. Vă rog. Nu sunt gata buletinul. Dacă vreți să... Dacă doriți între timp să votăm pentru domnul director de la muzeu interimar. Da. Oricum sunt două tipuri da. De... Da? Da. Da. Avem buletinul da. Pentru muzeu. Doamna Arcan. Stați un pic ca să le ștambilați, să le verifici comisia. La proiectul 15 invit pe domnul consilier Nicolae Cășcașu, președintele Comisiei de Validare, să ne prezinte
prezinte rezultatul votului secret. Proces de dat de rezultatele votului estimată și conduirea temporară închise de conducere de director de anumitera concesiunii de alții în conformitate cu prevedere legii nr. 215-2001 adresat de funcție locale, republicată, cu modificări și completări ulterioare, comisia de validare, dată prin hotărârea Consiliului Județean din anul nr. 68-27-2012, cu modificări și completări ulterioare, s-a întâlnit în ședința astăzi 26-2016, pentru a verifica rezultatul de votul exprimat în numirea temporară în funcția de conducere de director manager al Complexului Județean Județean Neamț. Au fost propuși înscriși pe buletinul de vot Ciprian Dorin Nicola. După deschiderea și numărarea buletinului de vot, au constatat următoare. Au fost 32 voturi exprimate, 32 voturi sunt valabile, nu au fost voturi anulate. S-au obținut următoarele rezultate. Ciprian Dorin Nicola, 31 de voturi pentru. Având deschidere cea mai mare număr de voturi obținute la portal la majoritatea consilierilor prezenți, Comisia de Validare propune numirea temporară a domnului Ciprian Dorin Nicola în funcția de conducere de director manager al Complexului Muzeal Județean. Au semnat toți membrii comisiei. De validare. Vă mulțumim. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 32 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La proiectul numărul 28. Proces de abatere, rezultatele votului pentru înputernicirea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Neamț în cadrul numărilor generale ale acționarilor ale unor asumți economice de interes județean. În conformitate cu prevederile legii nr. 215-2001 a administrației publice locale republicată cu înscările și completările ulterioare, Comisia de Validare aleasă prin hotărârea Consiliului Județean nr. 68-27-2012 s-a întâlnit în ședința astăzi, 26 aprilie 2016, pentru a verifica rezultatele votului exprimat privind înputernicirea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Neamț în cadrul adunărilor generale acționarilor ale unor agenții economici de interes județean. Au fost propuși înscriși pe buletinul de vot pentru compania județeană APA Servisa, Dan Vasile Constantin, Radu Tudorel, Mircea Mintilie, Florin Andronache. Pentru societatea comercială Troleibuzului S.A., Nicolae Pușcașu, Mihai Alexandru, Cristian Tomulescu, Constantin Sandu, Constantin Cristian Tapalagă, Gabriel Lucian Dișan, Costache Luci. După deschiderea urnei și numărarea buletinilor de vot, s-au constatat următoare. Au fost 32 voturi exprimate, 32 voturi sunt valabile. Nu s-au înregistrat voturi nule. S-au obținut următoarele rezultate. Pentru compania județeană APA Servie S.A., Dan Vasile Constantin, 24 voturi pentru, Radu Tudorel, 23 voturi pentru, Mircea Pintile, 23 voturi pentru, Florina Mărmache, 10 voturi pentru. Pentru societatea comercială Troleibuzul S.A., Nicolae Pușcașu, 24 de voturi pentru, Mihai Alexandru, 22 de voturi pentru, Cristian Tomulescu, 24 voturi pentru, Constantin Sandu, 24 voturi pentru, Costache Lucu, 24 voturi pentru, Constantin Cristian Tapalaga, 9 voturi pentru, Gabriel Lucian Dișan, 12 voturi pentru. Ca atare, în paga de la APASER vor fi domnii Dan Vasile Constantin, Radu Tudorel, Licea Pintirie, la Societatea Troleibuzul, Pușcașul Nicolae, Alexandru Mihai, Tomulescu Cristian, Constantin Sandu și Costache Lucu. Semnează membrii Comisiei de Validare. Vă mulțumesc, domnule consilier. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 32 de voturi pentru, proiectul hotărârea a fost adoptată. Doamna președintă, îmi permite că s-a terminat procesul de vot, o scurtă intervenție. Nici în ceasul al doilea deja nu ne-a surprins. Cu multă plăcere. Da, domnul vicemarioniu are o intervenție și trebuie să meargă. Ne suntem la diverse. Avem un raport, cred că l-aveți toată lumea la mapă, da? Solicitat de domnul avocat Borceanu, consilier județean, cu privire la insolvența de la grupo. Domnul consilier, dacă vreți să interveniți. Mulțumim. Îl avem pe domnul director de la compania județeană APASER. Haideți mai în față, domnul director. Dacă doriți, luați loc și acolo la masă, ca să aveți și microfon, să fiți auzit. Sau dacă nu doriți să veniți aici lângă mine, să luați loc la... Thank you.
mapă aveți documentele solicitate de respectiv valoarea lucrărilor de mentenanță realizate de țeata în care au de ultimii 3 ani, municipiul Iadaneam, valoarea stocului de verificare de avarii, programul de înlocuire a conductelor pentru perioada 2016-2020 și procedura de proces pentru ridicare și funcționarea sesizărilor privind avarii din sisteme de alimentare cu apă și canal. Precizez că în programul de înlocuire a conductelor se referă sume sunt strict pentru reabilitarea conductelor, nu pentru celălalt de respectiv întreținerea sistemului, stații de evacuare, stații de tratare, stații de depurare și celelalte elemente care îi conțin rețeaua de distribuție. Cred că dacă sunt întrebări, sunt efectiv sume, trebuie să le prezint. Doamna președinte, dacă îmi permite, noi am primit raportul companiei APASER. Deocamdată nu avem comentarii, o să avem multe lucruri dacă va fi fac. Mulțumim. Da. Înseamnă că ați reușit să-i satisfaceți din toate punctele. Informațiile le-ați dat pe măsură, astfel încât grupul PNL este mulțumit de răspuns. Nu suntem mulțumit, n-am afirmat asta. Am afirmat asta, că suntem mulțumit de răspuns. Urmează un nou comunicat. Când intrați în campanie electorală, cred că, da? Da. Da, președinte, cum știți, a existat o solicitare de făcută de către noi președinte a Comisiei de Agricultură, domnul deputat Ildin August, adresată domnului prim-ministru privind finanțarea lucrărilor de reabilitare a magistralei de apă, punctual celebru petromobilă cu conducta care datorită creșterii presiunii în sistem se dedicează factorul de test. A existat o interpelare adresată domnului ministru și în cursul zilei de ieri am primit răspunsul de la minister în legătură cu această posibilitate. Pe scurt, s-au solicitat 9 milioane de lei din fondul de rezervă al guvernului pentru reabilitarea acestei investiții, finanțarea investiției. Și ne spune foarte clar prin semnătura domnului viceprim-ministru că pentru rezolvarea acestei probleme, banii ar fi trebuit să fie solicitați de UATE, de primăria municipiului Piatra Neamț. Și dar această adresă pe care o supunem la dispoziție tuturor celor interesați, se face precizarea că până la acest moment, primăria Piatra Neamț nu a depus nicio solicitare pentru așa ceva. Deci, cu atât mai mult constatăm că sunt foarte multe vorbe, multă vorbă, multă campanie electorală, multe echipamente de acestea fluorescente, fosforescente, portocalii îmbrăcate și rezultate foarte, foarte mici. Deci, o să punem la dispoziție și inclusiv celor din media răspunsul în care rezultă foarte clar faptul că a existat și există dezinteres din partea primăriei municipiului de Atragaz pentru rezolvarea acestui probleme. Sunt îmbrăcat în mai mult în toată. Doamna președinte, la urmă, în poiință, cer cuvântul. Stimatul nostru coleg a atacat frontal. Și totuși n-aș putea să-l lăs fără să-i răspund. A luat o domnul Mircea Pitrie înainte, că portocaliu, că e galben, nu culoarea contează, ci omul. Iar după cum știm, pe cinci iunie se alege persoana și nu partidul. Haideți să lăsăm portocaliu, galbenul și roșu. Dar eu chiar vreau să discutăm punctual cu problema care a fost indicată, nu facem cu campanie nici aici și vreau să nu spunem acum... Punctual. I-am răspuns colegului meu, nu este normal să facă referire la culoare. Este un atac jos. Vă mulțumesc. Dar era vorba aici și de un aviz care ar fi trebuit să fie... Nu vorbesc de faptul că mi se spune de la municipiul Piatra Neamț
că există interes pentru a face ceva și domnul viceprim-ministru îi răspunde foarte clar. Nu există nicio solicitare din partea municipiului pentru rezolvare. Tot ați avut un discurs bun, terminând lamentabil. Mulțumesc. Mulțumim. Vă rog, domnul consilier. Doamna președintă, stimați colegi, în hotărârea Consiliului Județean a noastră dată la sfârșitul anului 2015, am solicitat și am fost mandatați, care eram la vreme respectivă în ADA la APASER, să procedăm la majorarea capitalului social al societății, lucru care s-a și realizat, dar în acea hotărâre se menționa că trebuie să informăm plenul Consiliului Județean care este valoarea și cu cât a crescut capitalul social al acestei societăți. Eu, la ultima ședință de la începutul lunii martie, dacă nu mă înșel, la APASER, după care dându-mi demisia, am solicitat conducerii societății din vreme să prezinte o informare Consiliului Județean privitoare la majorarea capitalului social. S-a primit la revenirea de către dumneavoastră, deci de către Consiliul Județean, la scrisoarea 8.27.22.4 cu această informare. Toți colegii au primit la mapă, mă refer la comisii și comisiile, evident că au făcut acest lucru, probabil, dacă nu, în sinteză vreau să vă spun că valoarea stabilită de expertul de către Camera de Comerț pentru bunul care în natură, deci a fost vorba de locul de seastră sediu companiei sucursală de la Târgu Neamț, se ridică la 326.000 de lei, valoare cu care de altfel s-a majorat capitalul social, 32.600 de acțiuni în valoare nominală de 10 lei acțiunea, numa majorării capitalului social al companiei devine 14.437.300 de lei, compunând 1.443.760 acțiuni, valoare nominală de 10 lei.